cine prinde primul guvide sau primul hanus. Opa, așa. Opa, și l-am luat. Salutare marinarilor și bine v-am regăsit la o nouă aventură pe canalul meu de YouTube. Marinarilor, este toamnă și avem așteptări mari. Trebuie să prindem lufar. Așa că ieșim în larg. Dacă avem noroc și marea este bună, poate facem și scufundări. Sunt împreună cu Liviu. Salutare marinarilor. Goru. Salutare marinarilor. Și mergem hotărâți să prindem un pește, să-l punem pe tigaie. Haideți cu noi să vedem ce ne rezervă ziua de astăzi. Cât de liniștită este marea, mutul nu mai bate absolut deloc, este plin de bărci pescărești. Cât de limpede este apa aici la casino. Cazinoul aproape terminat, arată mult mai bine acum, dar apa de lângă cazino este super limpede. Fura meserie, da. Exact ce meserie știu eu. Începe să picure iar? Da. Nu ne lasă. De când am ajuns, a picurat acum, ne-a lăsat vreo 10 minute, 20 de minute, a început iar să picure. Sperăm să, da, din casă, să nu ne strice ziua, pentru că avem o zi lungă. Avem de stat mult pe mare. Am ajuns pe capul digului. Nu o să putem să stăm prea mult aici pentru că ne mișcă foarte tare. Ai luat ceva? Văd că se mișcă vârf. Mai. Între timp noi am dat pe o bucată de un kilometru tot digul, l-am luat la rând, am încercat cu lingurițe, niciun rezultat. O să încercăm mai și puțin pe capăt, dacă nu o să reușim să prindem nimic, o să ne ducem puțin mai înspre mal și o să ne ancurăm acolo, pentru că aici sunt condiții de stat. Dar vedem ce ne rezervă ziua. Ușor. Cam dată nicio mișcare. Nici măcar un stabilit, nici măcar un lufar. Nimic. Să mai dăm puțin și intrăm în apă. Avem soare, sunt 13-14 grade afară, așa că intrăm lejer în apă. Dorul este gata. Intrăm în apă pentru că pește nu avem. Intră și Liviu în apă. Mă echipez și eu și ne vedem imediat în adâncuri. Vedem, poate reușim să vedem ceva. Apa arată foarte bine, pare limpede. Simți ceva la picioare, e rece? Da, curat e bine, stai să uite. Cât de limpede este apa, cât de bine se vede. Foarte frumoasă.
M-au dat direct cu snorgălul. Că n-ai suflat pe snorgăl, direct pe mine a sărit. Mamă, dar ce bine arată. Hai că abia știi ce-i încălată. Barbu foarte frumos, la suprafață, nu prea stau ei la suprafață, ei sunt pești de fund. Foarte liniștit în otaie. Ce pisică frumoasă, destul de mare. Verbă, superbă. A sprăut imediat cu ce a trecut de piatra aia. Oh, ce frumoasă zi. Canalul rândănică foarte mare sunt noi, foarte frumoase. Haide să vedem. De mare este rândunica, n-am văzut niciodată rândunica atât de mare. Superb! Superb! Foarte rece apa, am ieșit destul de repede, 13 grade jos, la suprafață erau 17 grade, ne schimbăm și încercăm să prindem câțiva pești. Gata, ne punem în mișcare, ne-am încălzit puțin,
ducem spre portul Tomis, în fața acolo. Aici nu am reușit să prindem absolut nimic. Poate reușim acolo să prindem măcar un stabilide sau un far. Asta e alta, mă? Ce? Nu. Ăla e. Hai, trage la mică, trage. Bun, s-a umflat spinnechelul. Între timp, vântul a căzut, nu mai bate absolut deloc, a trebuit să pornim motorul. Am strâns spinnechelul, mai avem vreo 3-4 km și ajungem în fața portului Tomis. Toate masele din apă, da? Am contra, dar cred că e doar barbeta de la munte. Viteza vârcii și cu barbeta de la Bobel. Am vânturat apa degeaba și de data asta. Ia le, ce e? O a doua contra. Arunca ancora. Hai, lasă-i puțin și... Am deja 20 de metri. Fă-i o voltă la tachet. Ai auzit? Cum? Am deja 20 de metri. Perfect, perfect. Avem 12 metri sub noi. Foarte mult pește pe sonar. Dar nu știm ce e. Facem și un mic challenge. Avem câteva bucățele de șuncă tăiate. Și toată lumea pune montură de guvide. Vedem cine prinde primul guvide sau primul harnos. Sau punem primul harnos, se pune guvidele. Punem Hanus trofeu, locul întâi ia Hanusul, da? Hanusul, corect, gata. A, uite aici, două bucățele. Da, ne amuzăm pentru că nu putem să stăm în picioare. Ne bălângă-ne foarte. Dar e toată lumea și-a pus momeala? Gata. Toată lumea are șunca. Ar fi semnalizator. Da. Star joc. Hai să vedem. Am dat drumul. Cine prinde primul? Șunca Rodor e stricată. Altă explicație n-am. Opa! Și l-am luat. Ai luat? L-am luat. Bravo! Ia să vedem ce am luat. Ia să vedem, e Hanus? Nu e Hanus, sigur. Nu, e guvide. Hai, îl sacrifici. E guvide. Îl sacrifici. Îl sacrificăm. Este guvide. Dai-l. Primul pește, nu se pune, nu sunt campion, am prins doar un guvide. Hanusul are punctaj maxim. Tot guvide. Al doilea pește pe ziua de azi. Hop, și la Liviu a tras. No, hai că am nimerit zona mai bună. Avem zona de piatră aici. Cred că mă ta încolo. Exact ce spuneam. Exact ce spuneai. Mă ta încolo. Am mulinat liber. După aia... S-a agățat. Bine, mă! A luat fermecatul! A câștigat fermecatul până să punem noi momeală. Primul Hanus. Cam și dacă scot ancora nu câștig. Și locul întâi, sări în apă. Am uitat să zic care e premiul. Asta. Are în gură. Ce are? O hamție. Bun. Liviu, tu câștigi cu ancora? Nu, dacă nu scot ancora. Liviu a găsat ancora. Bravo, Doru. Mulțumesc. Campionul nostru mic. Da, la mine s-a rupt din montură, dă-mi și eu. Am luat unul, dar cred că e mic. Hai, Vali. Ce anume? Dă-mi și eu. Tot gândit. Dă-mi o montură, de fapt. E de acolo, nu știu unde e. O să stau, băi, 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 băi,
Anus! Bravo, Olivia! Anus! Frumos! Bun! Pur și simplu nu ne lasă... Așa, ia! Adică să nu arunc și camera înapoi. Ne amestecă toate ideile. Pur și simplu. Non-stop. Ajungem acasă și încă se mișcă faianța și egresia cu noi. Și mobila din casă. Am luat și eu și cred că este Hanus. În sfârșit am luat Hanus, da? Sigur e Hanus. Vine cu gura deschisă. Da, îmi dă contre. E Hanus frumos. Wow! Oh, oh, stai, Liviu! E care avem cât un Hanus. În cazul ăsta te-ai plasat pe locul 3. Cum mă, cu 3 guvinți și cu un Hanus? Ești locul 3, mă, nu mai contează. Vine valul! Țineți-vă bine! Ia uite-l! Opa așa! Opa așa! Opa așa! Uaaa! Pește sub noi, dar... Nimică. Nu trage absolut deloc. Nici măcar în stabile, nici măcar în acop. Nimic, nimic. Gata, stop joc. Nu mai dăm. Pur și simplu nu putem să stăm ancorați. Scoatem ancora și plecăm puțin mai în față. Mergem pe o adâncime de 16 metri și căutăm un stabile sau un lufar. Dacă nu o să mergem undeva pe 10 metri mai în mal, îl căutăm și acolo. Sunt valuri foarte mari, e hulă de fapt, este o hulă foarte urâtă, care nu ne lasă absolut deloc în pace. Ne-a aruncat tot în barcă. Mai e ceva ca la rodeo. Ne-am pus în mișcare, avem fiecare cât un Hanus, așa că mergem să vedem dacă reușim să prindem și altceva. Pur și simplu, nu poți să stai pe loc, nu mai cum. Suntem pe 14 metri, căutăm o adâncime de 16 metri. Am mutat locul, încercăm pe ce acop și stabilită, dar nicio mișcare. Pur și simplu apa este mult, mult prea rece, s-a răcit brusc. Se pare că peștele a plecat ori în mal, ori foarte, foarte în larg. Mai facem o încercare în mal, după care o să ne retragem, pentru că pur și simplu nu e pește. Mai sunt și astfel de zile în care nu prindem mai nimic. Dar ne-am lăsat, am intrat în apă, am făcut o plimbare frumoasă. Am câștigat o ieșire în natură. Suntem pe 14 metri. Să mergem undeva pe 9 metri. Îl încercăm și în mal. Dezamăgire maximă pe echipul echipajului. Mai e pește. Asta e. Astăzi mâncăm pătrunjel. Hai, măcar la trenă, mă. Hai. Ia uite. Foarte interesant, noi nu prindem absolut nimic. În schimb... Ce sunt, mă, ăia, dar n-am văzut până acum pictogramele astea pe sonar. Da, cred că e chefal foarte mult pentru că delfinii prind pește, e clar că pescăriușii stau. O, ce mic era ăla! Sunt foarte mult mici! Foarte mici, cred că sunt marsuini, s-ar putea să nu fie delfinul comun. Marinailor, așa încheiem aventura pe ziua de astăzi. Nu am mai prins niciun pește.
Nu o prindem de fiecare dată, asta e. Marea ne face câte o surpriză de fiecare dată. Ba plăcută, ba neplăcută. Astăzi a fost partea plăcută pentru că am făcut o scuzare foarte frumoasă. Am văzut pisici de mare, rândunica aia a fost superbă, bar bun, chefali. În schimb, nu mâncăm pește. Pe drum la întoarcere, mai las puțin lanseta în spate la trenă. Dacă se întâmplă ceva între timp, am să vă arăt. Dacă nu, v-am salutat. Aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare.